Într-o zonă extrem de populată, între blocurile din orașul Băbeni, a fost montată o stație de pompare, investiție realizată cu fonduri europene. Locatarii nu știu prea bine cum se numește investiția. Ei spun tuturor că acolo este o fosă septică, însă știu că ea emană din când în când mirosuri greu de suportat. V-am chemat aici la noi, la Băbeni, unde e la blocul PD5-1, din cauza mirosurilor nesuportabile care le îndurăm zilnic când pornește această, ce este, stație, captează toate... Dumneavoastră vorbeați despre o fosă septică, nu e o fosă septică. Nu știu ce este, dar miroase. Miroase de nu poți să stai în casă. Nu putem să deschidem geamurile, să le aerisim casa, să stăm cu ele închise. Urmăresc când nu funcționează, ca să dau drumul la gen, să aerisești și o puțin. Mai ales când e căldura aia mare, de nu poți să stai, de miros și absolut. Zicea că vor să găsească o soluție, însă să meargă cu un coș, să le capteze pe cestea aia. Trei, a venit și doamna Munteanu de la Pavil, a zis că a luat la cunoștință să raporteze mai departe de ce se întâmplă. Vreau să capteze astea gurile, să ducă sus, la 2-3 metri deasupra blocului, să emane în atmosferă. Cu cine au plăcerea? Biculescu Vișan, blocul PD5-1, aici locatar de 30 de ani de când s-a dat în folosință. Primarul orașului Băbeni, Ștefan Bogdan, a fost personal la fața locului de mai multe ori. Niciodată n-a simțit vreun miros, dar admite că s-ar putea ca stația de pompare să emane gaze, așa că a chemat proiectantul de la Apavil pentru găsirea unei soluții. Într-adevăr, ei au amplasat o stație de pompare pe proiectul Apa și Canal al orașului Băbeni, stație pompare care are menirea de a trimite mai departe, că acolo se fragmentează rețeaua și a trimite mai departe spre stația de epurare. Da, sunt niște aerisitoare, pompa când pornește, când primește stimul de a porni, oamenii se plâng că ar fi miros acolo. Dacă este miros, o să constatăm, pentru că o să chem organele care sunt în drept să facă măsurători și dacă sunt mirosuri și astea, vom lua măsuri ca să le remediem. Am discutat și cu proiectantul de la pe fonduri europene de la Apavil, o să deplaseze și dumneavoastră încoace să vedem despre ce e vorba, dar nu este vorba de o stație, de o fosă septică. Dacă era vorba de fosă septică, într-adevăr, erau probleme. E aproape de locuințe și erau probleme. Dar asta e vorba de o stație de pompare. Iar oamenii, dacă se plâng, înseamnă că o fi ceva, să vedem. Eu acum am fost de câteva ore acolo, n-am depistat, probabil am prins perioada când pompele erau în așteptare, nu funcționau. La rândul lor, specialiștii de la Apavil au explicat că au ales locul dintre blocuri pentru că acolo este cota cea mai mică și au promis că vor monitoriza situația pentru a vedea dacă stația emană mirosuri neplăcute sau nu.